Bine v-am găsit, sunt Maria Coma și vă prezint Talk About TikTok, o emisiune în care vreau să cunoaștem împreună tiktokerii voștri preferați și să înțelegem că în spatele clipurilor amuzante stau foarte multe povești și foarte multă muncă. Astăzi are loc o premieră în emisiunea mea, deoarece nu am un invitat, ci doi invitați. Eu am alături de mine pe Berna și pe Samir, care sper să-mi povestească mai multe despre prietenia lor, dar și despre colaborarea de pe TikTok. Pentru că am văzut că sunteți foarte activi și pe TikTok. Da. Bună, Maria, bine te-am găsit și mulțumim pentru invitație. Mulțumesc că mi-ați acceptat invitația. Mulțumim noi frumos. Sunt și eu emoționată că v-am aici lângă mine. Chiar de foarte mult timp mă gândeam să vă chem și iată-vă aici. Cum sunteți? Suntem chiar obosiți după sărbători. Da, chiar foarte. Am făcut foarte multe TikTok-uri și ne dorim să facem cât mai multe. Întâi de toate, spuneți-mi cum v-ați cunoscut, cum v-ați împrietenit? Păi avem o prietenă comună și de acolo a început prietenia noastră, a fost foarte spontan. Și tu, Berna, vreau să auzi și varianta ta. În întâmplare l-am cunoscut pe Samir, nu am vrut să-l cunosc, dar l-am cunoscut. Nu am vrut să-l cunosc. Păi ăsta e de părucă. Nu am vrut să-l cunosc, dar mi-am dat seama că este cu timpul un băiat foarte sufletit și foarte bun. Și îl apreciez foarte mult că face chiar TikTok-uri, deci... Nici nu știu cum să mă exprim, fabuloase. Adică el mă ajută cu orice, pentru că știe, are niște idei foarte, foarte... Da, o mai ajut cu sfaturi, cu mâna alta. Cât de strânsă este prietenia voastră? Măi, foarte strânsă. Vorbim aproape orice. Da, el mă numește BF, eu nu prea. Glumesc, nu, chiar este, avem o prietenie foarte bună. Dacă ar fi să schimbați ceva unul la celălalt, să zicem, să-mi ziceți fiecare cât un defect, care ar fi? Ce oftezi așa? Schimba foarte multe la mine. Și ai 30.000 de defecte la mine. A, la mine? Unul la altul sau gen? Da, ce ai schimbat tu, Samir, la Berna și invers? Păi nimica, nu știu. Na, începe tu, hai. Nu e acolo niciun n-am ce să spun despre defectele lui. Este un tip super de gașcă, chiar nu, n-am să-i spun niciun defect. Vreau să-mi spuneți. Nu mă deranjează încă cu nimic. Dacă mă deranjează pe viitor, am să zic 1000 de defecte. Deci să nu la mă deranjezi. Vă mai chem o dată peste câteva luni și îmi spuneți atunci. Perfect, da. Facem o listă. Vreau să-mi spuneți fiecare pe rând cum v-ați apucat de TikTok, care-i povestea din spate? La mine a început totul acum 2 ani jumate, 3 ani, pe când TikTok-ul era foarte cringe. Dacă făceai TikTok, erai văzut foarte cringe. Și am postat primul clip, care știu că făcuse în prima zi, 60.000 de folosiri, era sound-ul meu. Și am rămas șocat și am fost la liceu și toată lumea, mamă, Samir face TikTok, nu știu ce. Am fost și puțin la peste picior, ce-i drept, dar după a fost super ok. Și de acolo am început să-mi fac și prieteni, colaborări și am văzut că chiar îmi place. Da. Chiar s-a motivat el. Tu, Berna? Eu am început să fac TikTok-uri din casă, puterea dragostei. Nici nu știu cum să spun, Doamne, iertați-mă foarte mult. Eram și supărată câteodată pentru că fostul meu iubit nu mă lăsa să fac TikTok-uri. Serios? Da, pentru că făcea foarte multe vizualizări pe TikTok. Deci la primul meu clip am avut încă un cont în care am făcut cam 1.3 milioane de vizualizări. Cam așa. Ok. Și mi s-a închis cu acel cont și după aceea nu m-am mai lăsat să fac fostul meu iubit TikTok-uri și m-am cam lăsat. Dar am zis că n-am deschid un alt cont și o să fac din nou și asta am făcut. Ce conține acel clip de care îmi povestești? Deci eram în casă puterea dragostei și mergeam tiptil și mai de mult era acel trend în care loveai așa partenerul, dar îi dădeai peste cap și m-am dus tiptil la băiatul acela să nu mai dau numele și am dat peste cap. Și toată lumea a zis, wow, adică că în cuplu n-a făcut nimeni chestia asta și eu am făcut-o. Dar n-a fost regizată, a fost... Nu, a fost natural. Chiar natural. Și a făcut și foarte multe vizualizări și mi s-a șters de tot contul acela. Și dar pare eu încă am rămas acolo, voi v-ați certat pentru TikTok? A avut loc nu-i convenea, pentru că, na, vedea că fac vizualizări și ce să zică și el. A, deci cumva nu se prea bucura de succesul tău? Nu. Ce părere ai, Samir, despre această poveste? Nu, aici nu pot să mă bag pentru că nu eram prieteni atunci și nu... Dar ești de acord? Adică nu, tu mai nu, nu de sunt de acord, doar... Nu, ori muncim amândoi și creștem amândoi și gen așa, fără gelozie, ori nu se poate. Nu știu, n-aș putea stau în așa relație.
Chiar voiam să vă întreb care este TikTok-ul care a explodat pe feed-ul vostru. Cel mai mult. Da. Îl arăt? Da, oh. Dacă vrei. Păi nu o să, n-o să mă crezi. Ia, te rog. Poți să mi-l povestești, Berna, dacă vrei. Imitam ceva de genul cu păpușică, cu... Eram așa drăguțică și în acela am făcut chiar multe vizualizări, aproape 900.000. De ce crezi că a ajuns atât de viral? Că eram drăguțică, eram naturală, eram simplă. Iar tu, Samir? Eu am mai multe TikTok-uri care au explodat, fără motiv. Unul din ele fiind cu verișoara mea mai mică, am scos-o din dulap. Efectiv atât. A început să cântă melodie și a explodat rău de tot. Și sound-uri peste sound-uri, toată lumea folosea sound-ul, gen... Vă inspirați de undeva când vine vorba de TikTok sau vă uitați la trenduri și faceți și voi? Ne mai și inspirăm, ne mai și uităm la trenduri. Noi suntem ceva de genul, ne sunăm, haide Samir, vii da, să facem să un TikTok, filmăm. Hai, gata, facem. Samir, ai făcut un clip în care ai spus că ai fost exmatriculat pentru că ai postat un TikTok cu diriginta ta. În ce consta acel TikTok de s-a ajuns atât de departe? Spre apărarea mea, nu eram atât de into TikTok, gen. Și era o manea și am făcut, diriginta credea că facem o poză. Și ea, săraca, stătea acolo la poză, liniștită și eu dansam acolo pe lângă ea. Și de la TikTok-ul a ajuns la directoare. Și m-am trezit acasă cu o scrisoare că da, Samir Gabriel s-a matriculat pentru că a făcut liceul de râs și cadrul didactic. Și tu de atunci nu te-ai mai dus la școală? Nu. Și nu știi să scrie. Corect. Ba da, știu. Eu am făcut liceul în Anglia, acolo am terminat. Pe apărarea mea. E adevărat. Sunt foarte dulci împreună, deci... Nu minți, că eu te ajut. Așa e. Deci de la un TikTok tu... Da, de la un TikTok am ajuns exmatriculat. Pentru că după acel TikTok foarte mulți copii au plecat din liceu, foarte mulți copii au râs de acel liceu. Era un trend pe TikTok, m-am făcut să mâncă un videoclip, în care trebuia să arăți liceul, cât de urâțel este. Și am arătat părțile urâte ale liceului, fără să-mi dau seama că acel TikTok va ajunge atât de viral. Și de acolo... Dacă ai dat timp înapoi, ai mai face treaba asta? Nu. Îți pare rău că... Puțin, puțin. Pentru că nici nu era un liceu atât de... spectaculos. Mm-hmm. Și colectivul era unul foarte... toxic. Toxic, pe bune, da. Nu e nicio problemă că ai bifa pe TikTok acum. Nu ajută, n-ai nimic. Deși am bifă și foarte multe persoane care mă urmăresc, chiar am foarte puțin prieteni. Ai foarte mulți puțin prieteni în general, în viața mm-hmm. ta de zi cu zi. De ce crezi treaba asta? Pentru că majoritatea persoanelor sunt foarte mult pe interes. Am dreptate? Foarte mult pe interes. Și mai bine mai puțin prieteni decât mulți și degeaba. Da. Tu, Berna, ce părere ai? Te înconjoi de... Eu sunt obișnuită cu lucrul ăsta de mică. Deci, eu de mică făceam ședințe foto, eram în... cum să spun, multe colaborări propuse în orașul meu natal și toate fetele erau geloase pe mine de mică. Deci, eu chiar sunt obișnuită cu acest caz. Deci nu-i mai bagi în seamă. Nu, nici nu mă mai interesează. Cam cât timp petreceți pe TikTok aproximativ? Wow. Pentru că lumea zice că provoacă dependență. Da. Chiar provoacă dependență. Toată viața mea, să zic așa. Adică sunt pe TikTok. Și eu pe toată ziua. Nici nu mai știu. Deci toată ziua. În continuu. Orice fac, când mănânc, în tot. Da. Te stau pe TikTok neapărat, pentru că nu mă simt bine. Nu pot. Am văzut că acum pe live-uri se practică acel battle cu tap-tapuri, unde poți primi bani și tiktokerii fac diferite provocări. Credeți că oamenii sunt dispuși să exagereze pe TikTok pentru vizualizări sau pentru bani? Clar. Da, clar. Normal. Și eu am exagerat. Eu recunosc că am exagerat când am avut ultimul meci cu Ionescu, adică eu, cu acele tiktokuri... în acele live-uri, pardon, chiar am exagerat și m-am simțit urât. Nu m-am simțit eu. Și chiar am spus că te-ai văzut din exterior. Gen a ajuns. Adică o să mai continui cu aceste meciuri, dar cu bun simț. Pentru că până la urmă eu sunt o fată finuță, sunt o fată normală și nu consider să fac lucruri foarte urâte sau penibile ca să ajung să fac vizualizări. Pentru că oricum dacă pun un lucru simplu, eu consider că mai multe vizualizări fac decât să mă chinui sau decât să da, exact. Fac ceva normal. Nu ți-au plăcut provocările primite?
I-am și zis la Ionescu că m-au deranjat unele. Chiar m-au deranjat pentru că noi doi înainte vorbeam în privat și spuneam, dacă intrăm noi doi meci, că noi așa facem, oricine joacă meci gen cu persoana respectivă, vorbesc înainte pe în privat amândouă persoane. Și i-am spus, nu-mi da, te rog, provocări grele sau provocări în care mă pun în situații urâte, pentru că până la urmă sunt prietena ta, ne știm de foarte mult timp, a fost în aceeași emisiune și nu mă pune să fac lucruri penibile, pentru că lumea după aceea exact spune că e urât ceea ce fac. Dar pe el nu l-a interesat și chiar m-a pus să fac niște provocări foarte urâte. Și mi-a căzut chiar foarte greu. Din ce văd, chiar te deranjează. Da, și am și întrerupt această chestie pentru că, nu știu, m-am simțit că nu sunt eu și am zis că, da, o să mai fac live-uri, dar o să le fac cu cap. Uite, e bine o să remediez situația. E bine să știe și oamenii că te-ai simțit da. Ciudat făcând provocările respective și că tu, de fapt, nu ești așa și ai făcut puțin pentru divertisment acel moment. Da. Dar nu m-am simțit bine, m-am simțit chiar nasol. Apropo de bani, voi ați reușit să vă întrețineți din social media sau faceți și altceva pe lângă? Măi, asta este puțin cam confidențial, dar da, se fac bani, dacă ați întrebarea. Se fac bani din social media. Eu vă răspund sincer, eu de 3 ani de zile de când sunt în acest showbiz, trăiesc din social media. Da, exact. Foarte tare, foarte tare, pentru că... Și că mă țin tare și Doamne ajută să mă țin și mai tare. Cam de pe la ce vârstă? Cu social media. Sau de cât timp? Da. Eu am început prima oară cu Ask FM. Nu te cred! Da, pe bune. Și de acolo... Adevărat. Și acolo eram destul de popular. Că spune întrebări acolo... singur. Nu. Că acolo erai popular dacă aveai multe întrebări. Ba, da! Nu e așa. Chiar eram popular și acolo și după aceea am dat ușor și cu Instagram. Anonimul își punea întrebările. Eu bag mâna în foc. Puteai să spui întrebări singur? Da. Oh. Eu îmi puneam cât Dar și eu îmi puneam cu anonim, care e problema? Hai bine, recunosc și eu o dată, două ori. Na, de cred că de 100 de ori. Cât te cunosc. Și de acolo, tu, Berna, de cât timp? Ai zis de 3 ani. De 3 ani cochetezi cu... Dar și înainte, cum am spus, practicam, făceam shooting-uri pentru anumite campanii. Foarte tare. Există ceva ce ați schimbat la TikTok-ul românesc, dacă ați putea? Foarte multe lucruri. Începând cu... copiii de pe live-uri. Nu sunt controlați deloc. Văd foarte mulți copii pe live care fac foarte multe chestii dubioase, gen de ce i-ar lăsa părinții. Și live-urile astea super excesive și toxice. Atât. Nu a schimbat nimic. Ce să spun? Ce a schimbat? Toată lumea jură pe TikTok. Am văzut că e la modă. E foarte urât. Adică dacă îți postezi un clip video simplu, trebuie să se găsească 30 de persoane, 40 de persoane să comenteze de gene sau exact. De unii sau de cum areți. Dacă ai capul rotund, de ce ai capul rotund? De ce nu ai capul oval? Adică e prea multă răutate, mai ales în comentarii. Deci poate să fie acel clip perfect, dar sunt niște comentarii penibile, sincer. Bine, sunt toată lumea primește hate acum. Normal. Dacă ai succes, primești și hate. Normal. Eu așa zic. Vine la pachet. Cum sună comentariul de hate pe care îl primești cel mai des? E sigan. Bine, nu mă deranjează, că până la urmă asta sunt și nu mă feresc. Gen, I'm proud of it. La mine plastic. Adevărat. Deci dacă am extensii și genele mai lunguțe, înseamnă că sunt din plastic. Și voi ce părere aveți despre aceste comentarii? N-am treabă, nici mă interesează. Nici pe mine nu m-a afectat niciodată hate-ul atât de mult încât să mă simt în vreun fel. Gen. Dacă atâta pot anumite persoane... Pe mine m-a afectat la început, acum 2-3 ani, chiar m-a afectat hate-ul, dar am devenit chiar puternică și nu... Pe mine m-a afectat în liceu, momentul în care am explodat puțin pe TikTok, toți copiii au început să facă mișto. A, că faci TikTok, că nu știu ce, că ce faci tu pe TikTok... După un an de zile am început să mă urmărească, să fie fan imagen. Dar n-ar trebui uite să vă afecteze vreodată, exact. Lăsați că există karma acolo și totul se pune cap la cap. Spuneți-mi un lucru pe care l-ați observat stând într-un grup de TikTokeri și lumea din afară nu îl poate observa. Presupun că ați stat așa pe lângă TikTokeri. De la început, efectiv. Simțim ritmul.
muzicii, da. Adică gen mulți se uită ce se întâmplă acolo, că nu înțelegem, da? Ei nu o să înțeleagă niciodată chestiile astea. Se muncește foarte mult pentru un TikTok, chiar se muncește foarte mult în grupuri și... Mai ales repeți acel lucru de 10 ori să-ți iasă odată bine. Efectiv, ca să învățăm un dans, ne ia vreo o jumătate de oră, o oră până și le evităm. Exact. Trei. Și eu că și pe tine te-am mutat tot un dans. Sunt stângaci câteodată, dar când vreau sunt stângaci. Eu abordez de obicei câteva subiecte mai sensibile așa cu invitații mei și asta poate că ne urmăresc adolescenți și ei acum umblă prin foarte multe lucruri toxice, anume relațiile toxice. Aș vrea să dați un sfat, să redați un sfat oamenilor care sunt într-o relație toxică și ce ar trebui să facă ca să iasă din ea. Eu vă dau un sfat, să despărțiți, să vă vedeți de viața voastră, să trăiți, sunteți fericiți, să fiți fericiți, sunteți tineri, lăsați relațiile că nu sunt bune. Eu zic că mereu avem ceva de învățat după fiecare relație. Adică nu există om care să nu fi dat de o relație toxică la un moment dat. Și dacă vezi că nu te simți bine și nu poți, nu continui. Chiar dacă iubești acea persoană atât de mult, pui stop, pentru că e vorba de tine și de... Dar oare când devine toxic, mai este vorba de iubire sau este vorba de altceva? Dacă e toxic și stai în relația, nu mai e iubire. Cred că spun că e obsesie, e total altceva. Tu ce părere ai, Berna? La fel, ce a zis și Sabina, asta vreau să zic, că deja e obsesie și când e obsesie este un lucru rău. Aș vrea să vă mai întreb dacă ați avut parte de bullying în copilărie, în liceu, dacă... Cineva și-a bătut joc de voi, de aspectul vostru? Eu da. Ai avut? Da. Eu am făcut liceul în Anglia. Și liceul unde am fost era unul internațional, mai mulți copii. Și pentru că eram singurul român din liceu, toată lumea, mamă, e român, e țigan, fură, nu știu ce și nu știu cum. Și timp de un an de zile mi s-au tot pus etichete foarte urâțele. Și atât. În rest nu... Pentru că, ca oamenii să vă cunoască mai bine, aș vrea să-mi spuneți ce vă doreați voi să fiți când erați copii. Ce vă doreați să fiți când vă faceți mari? Eu am vrut să fiu cântăreț, după am vrut să fiu actor, după am vrut să fiu doctor. Tu, Berna? Și eu am vrut să fiu... Îmi plăcea foarte mult asistentă medicală. Atât de tare îmi plăcea. Nu știu de ce, dar acum nu mai plăcea. Doctorița Plușica. Doctorița Plușica, da. Îmi plăcea foarte mult, dar acum nu mai place. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, nu mai îmi place acum. Am vrut să fiu și model la un moment dat, dar aparent de recent timp am și semnat cu o agenție de modeling. Și e frumos când se îndeplinesc așa puțin dorințele. Am o ultimă întrebare ca să încheiem și într-o notă pozitivă. Care este TikTok crush-ul vostru? Trebuie să aveți unul. Trebuie să vă placă nu neapărat de cineva de pe TikTok. Nu pot să zic. Din afară sau de aici? De aici, din România. Să nu zici. Păi la mine e mai complicat pentru că deja mă cunosc cu majoritatea și nu... Îmi dau așa expose singur dacă zic asta. Trebuie. Acum ori niciodată. Hai, Berna. Sunt foarte curioasă. Oricum, cine știe, va ajunge... Din România? Da. Va ajunge, nu va ajunge. Și mă gândesc. Și mă gândesc. Este un el? Cred că... Da, chiar este un el. Adică, nu mi-i spun niciodată dacă e fată, e fată, e fată. Este un el. E fată. Îți place foarte mult de o fată de pe TikTok? Nu să intru în detalii. Deci, nu mi-aduc aminte de nicio fată de pe TikTok. Mai bine mă întrebai o persoană care nu-mi place, că răspundeam. Ok. Exact. Reluăm... Așa, crush. Îmi plac foarte multe persoane de pe TikTok. Fac foarte mulți TikTok-uri foarte frumoase. Un TikToker de care nu vă place. Sau mai mulți dacă sunt. Nu este nicio problemă. Părerile sunt împărțite. Nu știu dacă ar trebui să... Păi gata, ați spus că dăm expose, haide. Și spune... Mie nu-mi place sincer de Mara. Ognean. Da. Ok. Și argumentăm. Ca de să se înțeleagă, nu pentru spunem că caută lucruri. Vizualizări, ea nu știe să, gen, să se ridice cu ceva constructiv. Ea se ridică doar cu lucruri penibile. Și cu asta am zis tot. Eu aici nu pot să mă pentru că o cunosc pe Mara de când a început TikTok, de când avea 14 mii pe Instagram. Deci eu o cunosc eu și personal. Și am văzut puțin așa transformarea și nici mie nu prea îmi place acum de acum a ajuns. Pentru că faima te poate schimba într-un mod rău,
sau într-un mod chiar foarte plăcut. Mie personal îmi place de băiatul ăla care e vampir, cum se zice? Flavius. L-am avut pe Flavius aici. Îmi cer scuze. Să știi că nu trebuie să-ți cer scuze, nici tu, nici Berna. L-am avut pe Flavius și vreau să-ți spun că el nu este chiar așa cum este cum pe TikTok. Pare pe internet. Da, nu. Asta... foarte mult troll, să știi. Încearcă să intrige lumea oamenii prin lucruri cringe, enervante, să zicem așa. Niciodată n-aș putea face chestia asta. Gen, îmi place să fiu mereu natural și... Crush-ul meu este Samir. Tot ca să scăpăm de întrebarea asta. Nu, că ăsta e adevărul. Nu se simțea bine până nu răspundea. Adevărat. Păi, Berna, îți mulțumesc că nu m-ai lăsat așa în pom și pom în aer întrebarea. E la ceva timp să se gândească până a zis. Dragilor, vă mulțumesc din suflet că ați venit, că mi-ați răspuns la întrebări, că v-ați deschis. A fost, mie mi-a plăcut foarte mult emisiunea asta cu voi. Mulțumim frumos și noi. Vouă celor de acasă vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă rog să vă abonați la canalul nostru de YouTube WowNews, să ne urmăriți și pe TikTok pe wowbiz.ro și vă doresc numai bine.